La obiect avem plăcerea de a discuta astăzi cu viceprimarul municipiului Motru, domnul Gigel Gianu. Greșiți? O să vă vin cu mielul, dar într-adevăr domnul Cosmin Murega. Vă mulțumesc Cine pentru știe, poate invitație. Din 2020 se inversează rolurile. Da, acum, vă ca mulțumesc. Să scuzăm gafa. Da, mă gândeam la domnul Gianu și de ce mă gândeam la dumnealui? Iată, ați avut ieri un incident, nu știu cum să-l numesc. A fost convocată o ședință extraordinară, din ce am văzut în presa locală. Și, spunea presa locală, iată că s-a absentat din partea PSRO, respectiv PSD, dar s-au prezentat cei de la ALDE, cei care, teoretic, se regăsesc în alianță cu dumneavoastră la nivel central, local și județean. Cum stau lucrurile? Ce s-a întâmplat ieri? Cu siguranță sunt oameni nemulțumiți. Din ce am înțeles, fuseseră invitați și cei de la APA Regio și Direcția de Servicii de acolo din Motru. Cum stau lucrurile în linii mari? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Aș vrea să o dezvolt și să fiu cât mai explicit pentru a înțelege fiecare cetățean cât mai corect ce s-a întâmplat ieri. Mai exact, în ședința ordinară din data de 25-26, dacă nu greșesc, ultima joie din luna octombrie, domnul consilier PNL Cojocaru Ion a ridicat problema apei la sate, cu toate că a solicitat de mai multe ori și mai multe rânduri domnului primar să facă o întâlnire cu reprezentanții APA Regio pentru a vedea exact posibilitatea și problemele care împiedică branșarea cetățenilor la rețeaua nouă de apă potabilă. Acel lucru nu s-a întâmplat, revenind cu această solicitare, domnul primar, fără asta pe gânduri, a propus pentru joi, săptămâna următoare, adică nu asta, cea trecută, care vine. Da, săptămâna trecută, ședință extraordinară. Cu toate că nu avea un caracter de ședință extraordinară. Eu o văd ca o întâlnire informală de lucru, cum vrea dumneavoastră să o numească, nu ședință extraordinară, pentru a avea o discuție cu reprezentanții APA Regio. Mai mult, a spus că va convoca dumnealui inclusiv Consiliul de Administrație de la APA Regio și implicit Direcția Publică, unde și acolo, după cum se știe, sunt anumite probleme de relații primărie-societatea Consiliului Local. Practic, nu li se dau comenzi la timp, dacă li se dau comenzi să întârzie, pe de o parte se spune că dorește să ajute această societate, dar nu se știe cum să fie împiedicată și așa mai departe. Domnul Gigel Gianu, când a spus că va face joi ședința extraordinară pentru cele două puncte, Direcția Publică și APA Regio, unde să participe reprezentanții societăților care pot să decidă și pot să ne dea răspunsuri clare și corecte, cât și membrii Consiliului de Administrație, probabil s-a bazat pe ceva. Nu vreau să cred că dumnealui a luat o decizie fără să aibă informații că pot să participe la acea ședință acești oameni. Eu unul aș fi făcut altfel. Aș fi putut spune, domnilor, lăsați-mă un răgaz de o zi, două, trei, iau legătura cu reprezentanții celor două instituții și vă voi anunța de această ședință. Că vrea dumnealui extraordinară, dar v-am spus, nu avea ce caracter de ședință extraordinară, de lucru, întâlnire, ne întâlneam și discutam aceste probleme. Reprezentanții satelor, consilieri locali, cetățeni, reprezentanții celor două instituții. Deci dumnealui a propus acest lucru. Cu toate acestea, nu s-a întâmplat așa ceva. Deci, practic, nu s-a ținut acea ședință în acea joie. Să înțeleg că își bate joc de Consiliul Local, să înțeleg că este dezinformat și nu știe că nu poate să aducă la această ședință oamenii când dorește dumnealui și când dorește. Consideră Consiliul Local este o anexă a primarului Gigel Gianu. Consideră Consiliul Local trebuie să stea la cheremul primarului când vrea și cum vrea. Consideră dumneavoastră că e ședință extraordinară, că e de îndată, cum dorește, după bunul plac. Eu așa am înțeles. Deci toată lumea a fost de acord să ne întâlnim în acea ședință. Nu s-a ținut. De joia trecută. Da. Să aflăm cu stupoare că luni avem ședință extraordinară. Marți. Adică ieri. Ați aflat că marți urma să fie ședință. Da, ședință extraordinară marți. Ca orice consilier, am cerut și am solicitat mapa de ședință. Ce credeți că am găsit pe mapă, pe convocator? N-am găsit cele două puncte și am și la mine convocatorul. Vi-l pot prezenta, vi-l pot arăta, dar aveți încredere în mine. Cele două puncte, discuții cu membrii CA și discuții cu personal invitat din cadrul Direcției Publice Motru, sunt punctele 8 și 9. Practic au mai apărut încă 7 proiecte pe această ordine de zi. Eu vreau să cred că acest lucru a fost făcut cu bună știință, premeditat. Da? Și n-aș vrea să mă refer
să pierdem prea mult timp. Să vedem proiectele care doreau să se dezbată în această ședință extraordinară, sigur, pe care domnul Gigel Jianu nu le consideră proiecte importante. Pentru dumneavoastră cred că nu sunt atât de importante. De ce spun treaba asta? Aceste proiecte este logic și trebuie să-și urmeze calea legală, să treacă prin comisiile de specialitate. Și văd proiectul numărul 3, care eu probabil aș fi trecut proiectul numărul 1, ca un proiect foarte important. Proiect de hotărâre privind aprobarea masterplanului privind alimentarea cu energie termică a consumatorilor din municipiul Motru și a opțiunilor tehnico-economice inițiator primar Gigel Jianu. Ce se referă la ce se referă acest masterplan? Practic este făcut un studiu prin care se aduc la cunoștință două variante, chiar trei. Dar una este pusă în practică, se lucrează la cazanul pe perioada de vară, care deja lucrarea este în derulare și trebuie terminată până la finalul anului, până la sfârșitul anului. Acest studiu este făcut de o firmă din Craiova, am înțeles că 800 de milioane a costat și costă acest studiu și master plan, cu date luate de la APA Regio, de să înțeleagă bine fiecare. Aceste date au fost preluate de la APA Regio, mură în gură, li s-a dat toate elementele necesare, dumnealor le-au prezentat într-un dosărel cu o altă grafică și altă culoare și altă nuanță, pentru care trebuie să plătim 800 de milioane și ne spune că această unitate să fie rentabilă, să poată funcționa, trebuie să facă următoarele două variante. 1. Vreo 18 milioane de euro pentru modernizarea ei și vreo 30 și ceva de milioane UATA Motru. Da. Și vreo 30 și ceva, 4 de miliarde 2 pentru alta nouă. Pe eu l-aș întreba pe domnul Gigel Jianu, consideră că acest proiect de hotărâre se poate discuta într-o ședință extraordinară? Pot să votez că vreau alta nouă sau vreau să o modernizez în 2 minute, în 3 minute? Nu vede oportun faptul sau necesitatea maximă de a trece prin comisie de specialitate, unde să fie prezentat întreg masterplanul? Dacă doriți, cred că am și proiectul de hotărâre, unde sunt doar două foicele, două, trei hârtii scrise pe ele subțirel, ce să înțeleagă omul de acolo, ce să voteze omul de acolo. Mai mult, doream să avem și un aviz, să zic, consultativ a reprezentanților UATA. Dumnealor sunt cei care vor fi beneficiarii finali, dumnealor știu necesitatea, oportunitatea anumitor elemente trecute în acest master plan, dumnealor consideră dacă ar fi bine sau nu ar fi bine să facă alta nouă, toți ne-am dorit alta nouă, sau să o retehnologizeze pe cea existentă, în ce timp, cu ce costuri, ce implică acest lucru. Ăsta este unul din proiectele care dumnealui l-a considerat foarte, foarte simplu și faptul că ridici mâna sus a rezolvat treaba. Eu nu o văd așa. Eu văd să meargă de la început până la sfârșit să poată fi realizat. Să nu mințim oamenii că vrem să facem, dar de fapt nu dorim. Doar să arătăm pe o hârtie. Mă gândesc că a trecut campania electorală și nu mai avem nimic electoral. Vrem doar să facem treabă pentru comunitate. Alt proiect de hotărâre, numărul 1, privind agenda culturală pe anul 2018. Fundamentarea bugetului, având în vedere că e centenarul Marii Uniri. Tot la fel a considerat că trebuie să treacă prin această ședință extraordinară. Păi da, vă și spun de ce a considerat dumnealui să treacă prin acea ședință. Consiliul Județean, și aici arată lipsă de respect față de această instituție, domnul primar Gigel Jianu, a transmis o adresă, tocmai în data de 29.9. Da? Din care se solicită să aprobăm agenda culturală pentru anul 2018, având în vedere centenarul Marii Uniri, și să o transmitem până la data, nu văd exact, acum septembrie, nu știu, 15-20 septembrie. Deci din 29.9 până acum, între 11, o lună jumate, da? Avea timp să treacă prin ședința ordinară de luna trecută, din octombrie. Nu s-a reușit treaba asta și nu s-a dorit. Mai mult, Consiliul Județean, văzând că n-a primit niciun răspuns, a mai venit cu o adresă, revenind la adresa din 29 la primărie, 25 transmisă de dumnealor, în 19 a 10-a. Și spune, revenind la adresa numărul 11 din 25, întrucât... Nu, nici pe 19 a 10-a, văd că n-a dorit domnul Gigel Jianu să inițieze un proiect de hotărâre pentru aprobarea acestei agende culturale și spune că să o opune viceprimarul și consiliul local. Nu, domne, domnul primar Gigel Jianu n-a dorit probabil. Putea să vină și la această dată, pe completare la ordinea de zi, cu proiectul de hotărâre și l-a aprobat. N-ar avea nimeni nimic. Să vii cu el în ședință extraordinară, unde probabil sunt niște sume cât de cât măricele aici așa. Chiar dacă spune dumnealui că o parte vor fi alocate de la guvern, nu toate.
Dumnealui l-a băgat Alandala și pe care dorește și pe care nu se încadrează la centenar, că nu văd consilierii, nu pricep toți, nu înțeleg toți, n-au timp să le studieze. A vrut să le bage așa la grămadă, repede, ridică mâna sus și gata, și-a rezolvat problema. Și l-aș întreba, sau i-aș întreba, știi de cineva, e vreo 2.400.000 această agendă culturală. Pentru anul 2018. Da, nu e o problemă, să fie, să avem de unde. Doresc eu mult mai multe să fac. Dar trebuie discutate, să vedem care sunt oportune, care nu sunt. Asta este un alt proiect pe care domnul Gigel Gianu a dorit să-l bage în această ședință extraordinară. M-ați înțeles dumneavoastră? Mai mult, dacă dumnealui n-a putut, să înțeleagă toți cetățenii că domnul Gianu nu este singur. Mai are două mâini stângi, cei doi consilieri personali, Vintilescu, doamna Vintilescu, și domnul Dan Matei. De aia le zic două mâini stângi, care n-au avut timp, lucrează pentru primar, sunt consilierii primarului. A întrebat cineva acești, doamnă și domn, în decursul de un an jumate, ce lucruri bune a adus pentru comunitate, ce inițiativă a avut pentru comunitate. A întrebat cineva un raport de activitate acestor oameni, să vadă ce lucrează. Le spune că nu lucrează nimic. Domnul Matei stă pe Facebook și ne denigrează și aduce fel și fel de acuze, a mai spus-o tot timpul mie, Consiliul Local și tuturor celor care nu le fac plac cum doresc dumnealor. Iar doamna probabil aduce lăpticul dimineața domnului edil, mai pleacă la 12.1 că mai are un proces, mai vine pe la 3-4 și scrie în condică în interesul cetățenilor pe teren. Asta este menirea celor doi consilieri personali plătiți din banii cetățenilor cu 3.000 de lei și cu vreo 2.000 de lei, unul pe studii superioare, unul pe studii medii. Și asta este activitatea. Deci nu este singur domnul Gigel Gianu, pe lângă faptul că are aparatul propriu. Sau a uitat această adresă la sediul de partid, că se mai întâmplă treaba asta, a spus că ordinul prefectului cu privire la retragerea sprijinului consilierului PSRO, a spus că l-a dus într-o mapă la partid și probabil a rămas acolo originalul, dar dacă îl găsește în ședința de consiliu. Există proces verbal de ședință. Deci există proces verbal de ședință, s-ar putea să-l găsesc pe aici dacă îl caut, unde a spus că probabil este într-o mapă băgat când i s-a dat mapa la sediul de partid, că se mai duce la partid cu mapa și l-a uitat pe acolo. Deci acesta este adevărul pe care cetățenii trebuie să-l înțeleagă și să-l priceapă. Nu este domnul Gigel Gianu atât de binevoitor pentru comunitate, dumnealui este Dumnezeu, iar noi ceilalți suntem diavolul. Nu. Și noi suntem responsabili și dorim să realizeze lucruri bune. Alt proiect privea extinderea unei rețele de gaz. Altul proiect reprezentant în adunarea generală acțională SCA APA Regio. Deci toate acestea nu au un caracter atât de urgență. Trebuie trecute și dezbătute prin comisii. Eu aș fi văzut-o dacă într-adevăr dorea domnul Gigel și era atât de binevoitor să vină cu cele două puncte, cu APA Regio și cu Direcția Publică Motru, și implicit, dacă chiar îl interesează atât de mult PNDL-ul, cele trei proiecte, să le atașeze, nu cred că s-o opunea nimeni. Dom'le, n-am fost în stare, n-am fost capabil să fac la timp documentația, am întârziat cu ea, haideți să le votăm și acești indicatori tehnico-economici, care în opinia mea este rușinos să vă arăt, să vedeți cum arată un indicator tehnico-economic propus de domnul Gigel Gianu. Dacă dumneavoastră considerați că eu trebuie să aprob 3.500.000 doar pe aceste două foițe, două sume, nu văd un deviz, antecalcul, nu văd nimic, ce indicatori, astea consideră dumneavoastră indicatori. Orice om se uită și vede valoarea totală estimată pentru o lucrare generală numărul 335, din care construcții montaj 233. L-aș întreba eu, diferența de 1.000.000.000 și ceva, unde se regăsește? O vede cineva undeva? I-am solicitat aceste lucruri. Suntem de râsul lumii. Nici cea mai mică comună cred că nu face astfel de foițe pentru 3.300.000.000. Deci să le vadă și toată lumea și cetățenii că asta este adevărul. O vedeam restul, diferența de 1.200.000.000 sau 100? Că e proiectare, că e dirigenție de șantier, avize. Să fie trecută și ambele sume să facă totalul de sus. Este logică treaba. Nu văd un deviz atașat, nu văd absolut nimic. Indicatorii aia înseamnă devizul ăsta de lucrări, de antecalcul. Deci acestea sunt punctele pe care și proiecte pe care ni le prezintă domnul Gigel Gianu. Este inițiator, semnează. Este o bătaie de joc la adresa comunității și a consilierilor. Asta este punctul de vedere. Am văzut și am auzit că mi s-a adus acuze că n-a venit PSD-ul. Nu, domne, la această PSD-ul ședință... PSD-ul și PSR-ul. Nu, și independentul și UNPR-ul. Da, deci să ne înțelegem. La pachet. Toată lumea. Doar cei de la ALDE. Nu știu din ce cauză. Probabil scuza dumneavoastră spune că un domn este președinte și celălalt a convocat ședința. De ăla ce întreba pe domnul Cojocaru dacă a convocat ședința joi.
De ce n-a cerut, de ce n-ai făcut-o joi? Fiindcă domnul primar a convocat-o și am aici așa, îl găsim, că mie îmi place să vin cu documente, nu cu vorbe, da? Unde spune clar și dacă îmi dați voi o să citesc. Are cuvântul domnul Cojocaru. Domnule primar, am solicitat întâlnire cu reprezentanții APA Regio, director general Consiliul de Administrație, prin dumneavoastră, pentru o discuție legată de alimentarea cu apă la sate. Întrebarea este, ați întreprins ceva? Bineînțeles că domnul Gigel Gianu a evitat răspunsul, n-a spus da sau nu și spune, face solicitare pentru a stabili data. Adică în condiții care a mai solicitat de vreo 2-3 ori în 2-3 ședințe ordinare domnul Cojocaru și n-a fost luat în calcul. Domnul Cojocaru fiind președintele de ședință sau în ce calitate? Nu, fiind consilier local ALDE. Domnul consilier local ALDE. Domnul Cojocaru, deja au trecut 2 ani și nu s-a făcut nimic cu privire la branșeri. Dacă nu invităm noi, domnul primar, sunteți de acord joi cu ședința extraordinară? Cu toată gura, tare, mare, sau de toată lumea. Să vadă ce frumos da așa vorba, dar nu și fapta. Domnul Cojocaru a spus da. Nu ne-am opus niciunii. Am zis, da, domnule, suntem de acord cu treaba asta. Joi va fi, domnul primar, zice, joi va fi ședința extraordinară a Consiliului Local, modul la care vor fi invitați să participe reprezentanții conducerii societății, director, Consiliul de Administrație și așa mai departe. În condițiile în care orice invitație o faci către persoană juridică, fizică, eu aș vedea-o de bunul simț, pe lângă faptul că îi trimiți o hârtie în data de, vă rog, sunteți invitați la ședința extraordinară, să-i spui și despre ce se dezbate. Sau ce doresc să dezbați în acea ședință. Să vină oamenii pregătiți. Oamenii, dacă veneau, nu le-a dat. Dom'le, privind apa, branșarea la sate, sau eu știu, privind situația Direcției Publice Economică... Păi poate le-a fi comunicat telefonic ulterior. Nu le-a comunicat absolut nimic. Doar o simplă invitație. Practic, oamenii aceia erau pus în imposibilitatea de a da un răspuns exact, corect, de a se apăra cumva dacă îi aduce acuze. Când ai la timp toate elementele, nu știi pe din afară toate documentele când au fost emise și așa mai departe. Deci toate sunt așa doar de imagine să spună că dorește să facă ceva, dar de fapt atâta poate. M-ați înțeles? Toată lumea a fost de acord. După care domnul Cojocaru a spus și de direcție publică ca să vadă, pot să citesc, rog insistent să facă treaba asta, am să solicit o întâlnire și cu reprezentanții conducerii Direcția Publică Motru, spune domnul Cojocaru. Primarul spune de acord. Domnul Cojocaru, în agă la Direcția Publică sunt colegi din Consiliul Local, nu se poate face întâlnire, să spune că pe Facebook orașul este murdar. Din cauza direcției publice, se mai spune că directorul societății nu-și face treaba, iar el spune că nu îi se dau lucrări. Care este situația? Trebuie să aflăm cum stau lucrurile. Directorul este de la ALDE și suntem acuzați. Domnul primar, rămâne să discutăm tot joi cu reprezentanții direcției publice. Domnul, da, sunt să discutăm și să intrăm în tonul legii. M-ați înțeles? Asta a fost toată problema. Deci această ședință a fost convocată pentru cele două probleme, direcția publică și APA Regio. Tu vii cu încă 7, 8, 9, 10 proiecte că vrei tu, care ar trebui să-și urmeze cursul legal, să treacă prin comisiile de specialitate, deci să spuneți că acele 6-7 proiecte care apăreau pe ordinea de zi la ședința de ieri nu aveau avizul comisiilor. Păi dacă n-au trecut prin nicio comisie, nici n-au văzut că comisiile sunt înainte. Nu s-a convocat comisiile, să le discuți, să iei un punct de vedere, v-am spus, de la OATA. V-am spus doar 2-3 mai importante. Ați înțeles? Asta a fost singura problemă prin care a spus dumneavoastră să-și urmeze calea legală. Mai mult, orice ședință, că este de îndată. Am înțeles acum că dorește ședință de îndată, azi, mâine, poi mâine, tot pentru cele 7. Trebuie să-i justifici caracterul de urgență al ședinței de îndată. Să spui de ce este de obligatorie azi și nu mâine sau în altă dată. Să justifici în fața cui? În fața Consiliului Local. Când faci acel convocator, trebuie să ai trecută justificarea, motivarea pentru care. Toate aceste lucruri văd că domnul primar nu-l interesează, nu ține cont de ele, pentru dumnealui nu există lege, pentru dumnealui nu există regulament, face ce vrea, când vrea și cum visează noaptea. Acum eu n-am vină dacă dumnealui nu vrea să intre legalitate. Eu nu pot să fiu părtaș cu dumnealui la ilegalitățile dumnealui. Să fie clară treaba asta. Mai mult, poate o să vă vină să râde și sper că acum poate mă ascultă și poate să se duce și face să mă treacă vreo 2-3 ore la servici că am venit la această emisiune. Fiindcă dacă n-ar fi de râs, ar fi de plâns. Am participat la o emisiune, cum particip la dumneavoastră, la Radio Infinit. Ce credeți că a făcut domnul primar Gigel Gianu? Probabil a deranjat faptul că spun adevărul cetățenilor și vin și cu documente, nu cu vorbe și cu documente. Practic, vă citesc și o și arăt. A făcut-o către serviciul RUI PCCC, adică către... cei care pontează angajații primăriei Mutru și spune programul de lucru al domnului Morega Costel Cosmin având în vedere vicepreamul municipiu în data de 3-11
Ținând cont de prevederile legii 215 pe 2001, articolul 57, viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept, mă bucur că recunoaște că sunt înlocuitorul de drept, dar nu și face treaba asta, al acestuia, care îi poate delega atribuții sate. Regulamentul intern al primăriei Motru. Păi mă opresc aici și spun, dacă sunt înlocuitorul de drept al primarului, ar trebui să fiu înlocuitorul de drept și când lipsește din unitate. Logic, da? Ar trebui să fiu înlocuitorul de drept și când nu vine la ședințele de consiliu și cu toate acestea delegat atribuțiile unui consilier personal, unui consilier local. Nu știu cât de corect sau legal este acest lucru. Că am văzut că și la Târgu Jiu, când lipsește domnul Romanescu, a delegat la un viceprimar să reprezinte sau să țină ședința. La Târgu Jiu, cel puțin așa s-a... Da, la Motru, nu, la Motru e mai ciudat și mai dificil primarul nostru. Regulamentul intern al primăriei Motru. Păi îi mai spun domnul primar că nici după un an jumate n-a înțeles funcționarea acestei primării, am mai spus-o, Consiliul Local și societățile Consiliul Local. Mai exact, am relații de subordonare primar-viceprimar, dar în anumite condiții. Eu am dublă calitate, viceprimar și consilier local. Sunt ales, am alt statut, nu sunt funcționar public, nu sunt contractual. Nu mă supun regulamentului intern al primăriei. Să înțeleagă treaba asta și să o verifice. Dacă avocatul de la Târgu Jiu și cei de la Motru nu l-au sfătuit bine, să mai verifice. Și cu toate acestea, constatarea directă a faptului că domnul Morega a fost plecat din localitate pentru a participa la o emisiune live, interviurile zilei, la postul Radio Infinit, din municipiul Târgu Jiu. Lipsa unei solicitări din partea domnului viceprimar pentru a participa la această emisiune, lipsa unei cereri de învoire sau concediu de odihnă, etc. Prezența la emisiune transmise în direct se confirmă cu cel puțin o zi înainte. Nu neapărat. Eu spun că nu neapărat cu o zi înainte, dar nu e asta o problemă. Consta că domnul viceprimar Morega Costel Cosmin, aici de râzul de prânz, a lipsit nejustificat de la lucru, fapt pentru care domnul Morega Costel Cosmin va fi pontat doar 2 ore în data de 3.11.2017. 2 ore din cât? Din 8. Adică îmi taie 6 ore că am venit la o emisiune. Eu îi spun să-mi taie și acum, dacă are cadru legal, că am venit la această emisiune să le prezint cetățenilor realitatea și problemele comunității. Nu am venit pentru altceva, nu am venit la vreun show, am venit la dezbateri pe tema comunității. Deci acesta este domnul viceprimar, domnul primar de Motru. Mai mult, i-a pus într-o postură oarecum dificilă și pe cei de la serviciul IPCC. Fiindcă dumneavoastră nu știu ce să rând, n-am mai întâlnit așa ceva, cred că suntem un caz unicat în țară, în lume, fiindcă dumneavoastră s-au adresat juriștilor să-i dea răspuns și spune clar, având în vedere adresa, legea, pentru respectarea vă solicităm un punct de vedere scris pe respectiv modalitatea cum se poate reduce indemnizația viceprimar și cum trebuie procedat ținând cont de adresa primar municipiului Motru. Atașăm în serocopie adresa. Deci, practic, domnul primar, asta îl interesează găinările astea de 2 lei, așa le pot numi, în loc de lucruri serioase. Vine și pozează într-un om al apărător al dreptății, al legalității, că el dorește să facă, iar noi ne opunem. Nu este, domnule, adevărat. Dumnealui nu vrea să facă și nu poate să facă. Atât poate și atâta face dumnealui. Avem un mesaj de la o radioascultătoare care ne spune că pentru ședința extraordinară nu trebuie să reziste caracter de urgență, trimițându-ne în acest scop la legea 215 administrației publice locale. Probabil, dacă văd contul că este doamna Șuță sau cine o fi, doamna, nu știu dacă mi-a arătat, probabil doamna Șuță poate să spună așa ceva, că dumnea ei știe tot ce se întâmplă la Motru și la Târgu Jiu. Am văzut-o că este o apărătoare, dar eu aș sfătui eu pe doamna Șuță să-l învețe de bine pe primarul Gigel Gianu, să ia informația exactă și corectă, nu ceea ce spune primarul Gigel Gianu. Să-l apere când este și are dreptate și să nu-l apere când nu are dreptate. Da, asta i-a sfătuit eu pe doamna Șuță și să vadă neregulile pe care le face și abuzurile și presiune puse de primar pe angajații primăriei municipiului Motru. La ce fel de presiuni? Tot felul de presiuni. La primărie s-a ajuns într-un hal fără de alt, fiecare să evită să semneze un document. Mai mult, cum îți permiți tu din funcția de primar, că nu ești nimeni în drum, nu ești oarecare la colțul străzii, să-ți permiți să suni un consilier local și să-i aduci vorbe obscene, cuvinte urâte, să zic că nu-l interesează de comunitate. Păi numai pe Gigel Gianu îl interesează de comunitate. Așa e mintea dumnealui că îl interesează pe comunitate. Eu vă spun că nu-l interesează atât de mult. Și am mai spus-o și o mai repet. Peste tot a adus în discuție că vrea să dea bursele la copii într-o ședință
chiar cred că cea de joia trecută, de luna trecută, mai avea un pic și dădeau lacrimile, cât de mult iubește el copiii, cât de mult își dorește dumnealui să le dea burse. Păi măi, domnule primar Gigelgeanu, dacă îți doreai acest lucru, să dai bursele copiilor, făceai și prevedere bugetară pentru treaba asta. Faptul că n-ai făcut prevedere bugetară arată faptul că n-ai dorit să le dai. Și atunci am găsit oarecum, să zic așa, o forțare a notei, când a venit cu rectificarea de buget pentru anumite probleme, am fost cel care am spus clar, nu se face prevedere bugetară pentru acordarea burselor copiilor pentru anul 2016-2017, noi nu vom vota acea rectificare de buget. Nu i-a convenit, a rumegat-o greu, dar n-a avut încotro și astfel am creat cadrul legal pentru acordarea burselor acestor copii până la sfârșitul anului. Acum depinde de dumnealui dacă mai acordă sau nu bursele, dacă își dorește într-adevăr, cum a spus, că iubește foarte mult copiii și ține și vrea să-i ajute. Iată ce avem la articolul 39, alineatul 2. Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare la cererea primarului sau cel puțin unei treimi din numărul membrilor Consiliului. Da. Articolul alineatul următor, convocarea Consiliului local se face în scris prin intermediul secretarului unității administrative teritoriale cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare. Da. Odată cu notificarea convocării sunt puse la dispoziție a consilierilor locali materiale înscrise pe ordinea de zi. Eu îi spun o doamna Șuță că și acest lucru stați a fost... Stați că mai aveam o chestiune. Da. În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locurilor comunei, orașului sau așa, convocarea se poate face de îndată. În invitația la ședință se vor preciza data, ora, locul, desfășurării, ordinea de zi. Urgența trebuie justificată la ședința de îndată, conform aceleiași legi. Am înțeles, probabil tot doamna Șuță v-a transmis treaba asta, dar eu o rog frumos să le transmită primarul Gigelgeanu. Eu le știu. Mai exact, ședința de îndată, la noi s-a întâmplat să fie ședința de dată anunțată pe 4 și ținută pe 6. Mai avea caracter de îndată? Asta se spune domnului primar Gigelgeanu. Eu am înțeles perfect despre ce este vorba, ce înseamnă ședință de dată, ce înseamnă extraordinar, ce înseamnă ordinar. Domnul Gianu n-a prea înțeles și să verifice să vadă că am dreptate. Practic la cele de îndată îți lasă timpul doar să ajungi la acea ședință. Să considere că este o calamitate, eu știu, o parte financiară ce ar trebui să aprobească ca să rezolv treaba mâine, ceva de genul ăsta. Dar la noi au devenit urgența, spune că o stabilește primarul. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar în limita legii și în limita celor articole care le-a citit dumneavoastră. Asta se-i transmită primarul Gigelgeanu, să-i le transmită, să-i le trimită acum ca să poată să le priceapă dumnealui. În situația în care zilele următoare, cum spuneați, că așa ați înțeles, va fi convocată o ședință de îndată, consilierii locali, PSD, PSRO, Independentul și UNPR, parcă ați spus, nu? Vor veni la acea ședință de îndată sau vom avea. Deci cetățenii să înțeleagă un singur lucru. Atâta timp cât sunt făcute aceste ședințe conform legii, nu va lipsi absolut nimeni. Nu avem niciun interes să blocăm ceva. Dorim mai mult decât domnul Gigelgeanu să realizăm lucruri. Mai mult decât dumnealui. Dar dumnealui uită că nici pe cele care le propune nu le pune în aplicare, mai exact hotărâre de Consiliu Local, sau le pune parțial sau după bunul plac. V-am mai spus, consideră acest Consiliu Local o anexă. O anexă al primarului Gigelgeanu, care trebuie să stea la cheremul dumnealui când îi convine și cum îi convine. Încă o dată, aș fi văzut-o de bun simț. Bun, a avut ședința extraordinară cu cele și n-au fost dezbătute, n-au participat. Vroia astăzi ședință de îndată sau vrea sau își anunță. De ce n-a venit cu cele trei proiecte care sunt, cum zice dumnealui, urgență pe PNDL? Și nu cred că s-o abținea nimeni. Nu cred că lipsea absolut nimeni sau nu cred că lipsește cineva de la astfel de probleme. Deci nu este prima dată când suntem convocați. Am fost convocați de 4 ori într-o săptămână. Și n-am spus nu, am fost prezenți acolo. Deci nu este asta problema. Deci ai dumnealor consilieri sau cei care vor să-i țină parte să caute să-l învețe pe domnul Gigelgeanu și astfel de lucruri. Dar trebuie să trecem la lucruri puțin mai serioase decât acestea. Și eu m-aș referi că tot a fost în discuție problemele cu APA Regio și cu Direcția Publică Motru pentru ședința de extraordinară. Reprezentanții cărora au fost convocați, iată, se pare, ieri. Da. Mai exact ce se dorea. Branșarea apei la sate de către gospodării. O mai spun și o mai repet să înțeleagă toată lumea. Fiind o treabă foarte sensibilă, Gigelgeanu a fugit de această treabă și a delegat-o viceprimarului. Eu nu fug de ea și o duc la cap și îmi fac treaba cum trebuie și cum este legal. Mai exact, nu la mine, am un
dosar de 50 cm cu adrese, cu documente adunate. Ce se întâmplă? La ora actuală am ajuns așa la cam pe ultima sută de metri, să zic, să putem smulge, și spun foarte bine, acordul de la executant pentru intervenția pe această rețea. Să putem face branșarea la gospodările respective. Prin luna a doua, a treia, nu mai știu exact, s-a făcut o minută cu executantul, firma ungurească, primărie și cei de la CNI. În acea minută s-a stipulat clar și știe exact domnul primar Gigelgeanu, dar capacitatea dumnealui de a rezolva această problemă încă o dată s-a văzut că este deficitară. S-a stipulat clar, dacă acordăm suma restantă de 240 ceva, 2 miliarde 400, această sumă reprezentând o diferență de TVA către firma ungurească, în 10 zile de la solicitare vom primi și avizul pentru branșarea gospodărilor la sate. Cu toate că s-a întârziat o lună, două, trei să fac această plată, nu asta este problema, sau este și asta o problemă, din lucruri subiective, obiective, n-au fost bani și așa mai departe, cum spune dumnealui, da, da, pentru sediul PNR s-au găsit bani să monteze o ușă cu 6.000 de lei, așa, n-a fost capabil, și spun foarte bine și cu simțul răspunderii, să dai cu stânga ordinul de plată și să iei cu dreapta, sau invers, să iei cu dreapta acel aviz prin care să-ți dea voie, sau cum îl numim, document prin care să-ți dea voie să intervii pe rețea. Și de aici a plecat o întreagă nemulțumire a tuturor. Că îi branșăm în martie, că îi branșăm în aprilie și am ajuns în octombrie-noiembrie și nu-i mai branșăm pe oameni. Am făcut și am căutat toate documentele necesare, fiindcă s-a dus în discuție că acea rețea nu este calibrată corespunzător. Și în caz de incendiu, am luat legătura cu persoane de la firma respectivă, mi s-a comunicat că nu mai lucrează persoana X, Zoltan, și nu mai știu cum îl cheamă, și este altă persoană responsabil pentru această problemă. Am dat și de acel domn și mi-a spus dumnealui că n-ar putea să ne dea acest aviz, că nu poate să riște următoarea variantă, adică mai exact să n-aibă debit hidranții montați pe acea zonă, în caz de incendiu să nu fie debitul necesar și să fie o problemă. Cu toate acestea l-am ascultat și am adunat toate documentele necesare, începând de la autorizare, contract inițial, modificări, acte adiționale, adrese făcute, și am făcut o solicitare, o informare, atât către CNI, spre știință firmei ungurești și APA Regio, bineînțeles în colaborare și cu reprezentanța APA Regio, că am vrut să mă asigur că nu este ceva greșit din punct de vedere tehnic, ca să fie bine făcută acestă și fundamentată această informare. Și am adus toate și am combătut toate acuzațiile sau toate lucrurile care ni se spuneau că ar împiedica să ne fie acordat acest aviz. Și le-am demonstrat clar că a fost calibrată corespunzător în autorizații, în cele luate de pe la mediu, de peste tot spune clar că fiecare gospodărie va beneficia de o cijmea în curte care poate să asigure 120 de litri de apă pe persoană. Ați înțeles? Pe ce durată de timp sau cum? Pe întreaga durată, nu era problema. După care, APA Regio a făcut o solicitare și ne-a spus că în satele respective, Roșiuța, Ploștina, Surăței, Orăști, ar fi un număr de, nu știu, 700-800 1000 de oameni care ar dori branșarea. Dom'le, dar aceștia sunt toți. La momentul acesta poate există 100 de persoane care ar dori să branșeze. Am luat legătura iar cu reprezentantul acestei firme. Și am spus, dom'le, păi mi-ați transmis o solicitare cu 7-800 de gospodării. Da, domnule, dar acestea sunt toate care ar fi în timp interesate de branșare. Momentan sunt 10, 20, 50. Sau dați-mi un răspuns, pot să le pe Roșiuța 50 de gospodării, pe Ploștina 20, pe Însurăței niciuna, pe Horă 7 și așa mai departe. Am făcut demersurile acestea toate și chiar zilele trecute am reușit să obținem, nu știu dacă le-am la mine, pusăm aici, nu cred că le-am. Am reușit să primim din partea CNI o adresă prin care ne spune clar că este ultima somație făcută către firma constructoare, către firma ungurească, pe care este, îi se solicită să vină să remedieze defecțiunile constatate, acestea fiind mai multe, și aduse la cunoștință de către APA Regio, cel care este operatorul pe această zonă, operatorul acestei zone, da? În caz contrar vor ataca garanția de bună execuție. Practic se atacă garanția, se dă la altă firmă să execută lucrarea și nu mai așteptăm după constructor. Bun. Referitor la branșarea la sate, ne comunică următoarele. Cine?
firma ungurească, executantul. Ne comunică, având în vedere solicitările noastre, ne aduce la cunoștință că pentru a ne da acest aviz dorește și nu i-a fost comunicată că a mai făcut o adresă, cine plătește sumele necesare pentru remodelare și verificare instalației. Păi bă, oameni buni, ce să înțeleg prin asta? Adică să plătesc 2-3 miliarde, că nu sunt prevăzute aceste lucruri în contract. Să vină firma respectivă să-mi spună, poți să-i branșezi pe X acolo, dar dăm banii ăștia. Adică ne forțează oarecum mâna să mai dăm, facem un contract pentru remodelare și verificare. Prin verificare înțelegem toți, merge și verifică dacă într-adevăr instalația face față pentru alimentarea gospodărilor. Remodelare, ce să înțeleg? Că în loc de o pompă de, eu știu, debit nu știu cât pe secundă, punem alta mai mare? Asta este impedimentul și problema care ne blochează de atâta timp. Cu referire la problema direcției publice, eu pot să le spun tuturor clar și concret. Foarte scurt, că am ajuns la finalul emisiunii. Am înțeles. Mimează domnul Gigel Gianu că iubește această societate, dar nu și dorește acest lucru. Practic, dumnealor îi ține așa la limita de existență. Nu îi lasă nici să moară, nici să trăiască. Și le dă lucrări la genul montare termopan 15 milioane, din care 13 milioane în geam. Manopera, ce să, cu ce să trăiască oamenii? Sau montare la anteț 100 de bucăți. La această entitate care se află în subordinea Consiliului Local. Local. Să nu facem greșeală, iar Consiliul Local nu este al lui primar Gigel Gianu. Da, în montare 100 de lantete și în oraș sunt 800. Și dacă îl oprește omul pe stradă, spune, domnule, am lantete ruptă, apă, am dat comandă la direcția publică, nu vine ea să vi schimbe. Păi da, dar tu îmi dai comandă și îmi spui 100 de bucăți și nu exact unde, în zona respectivă, 1, 2 și ce mai departe. Putem, ce vă putem promite este că vom voi ruga colegii după această emisiune, astăzi, mâine, să ceară un punct de vedere și de la domnul primar Gigel Gianu. Sunt de acord cu dumneavoastră. Să vedem și punctul dumnealui de vedere. Până atunci însă trebuie să vă comunic că am ajuns, din păcate, la finalul emisiunii. Vă mulțumim de prezență când timpul vă permite și nu aveți, iată, să spunem, da, să spunem, treburi în, la primăria municipiului Motru. Vă așteptăm cu mult interes. Până atunci însă să aveți o zi cât mai plăcută. Vă mulțumesc și cu mare plăcere vin și în altă emisiune. Dragii mei și dumneavoastră, o zi cât mai plăcută. La revedere!